de dimineață, te ajută să scapi de greață și crește mora. Bună dimineața, oameni! Bună dimineața! Bine ne-am regăsit, am înviat, au trecut sărbătorile de Paște și putem spune în acest moment că teoretic ne-am întors cu toții la treabă. Vreau să vă spun că cei mai tari dintre toți cei care vin la treabă în perioada asta sunt cei din zona mediului, autoritățile din zona mediului, care se confruntă în acest moment, sau mă rog, s-au confruntat cu celebra, ca să-i spunem așa, poluare cu amoniac din zona Heidelberg Cement Tașca și păstrăvăriile din zona. Este o mostră clară de cum nu trebuie să faci anumite lucruri. Lumea nu a fost foarte bine informată și, din păcate, lucrul ăsta s-a întâmplat pentru că tot ce a însemnat comunicare s-a făcut într-un fel cu întârziere din motive pe care lumea nu le poate înțelege, dar au existat și foarte multe bâlbâieli ale celor care trebuiau să intervină direct și să facă niște lucruri. Dacă pe partea de constatare a poluării cu amoniac lucrurile sunt destul de clare în momentul ăsta, sursa este la Heidelberg, nu se știe dacă e vina lor sau nu, probabil că da, se vorbește acum despre dosare penale. Într-o țară civilizată, cum spunem noi că este Germania, dacă ar fi existat o firmă românească în locul lui Heidelberg Cement, probabil că am fi asistat la o linșare publică a nenorociților de români care poluează Germania. Aici la noi, în general, autoritățile stau ghiocel când vine vorba despre o multinațională care, trebuie să recunoaștem totuși, că face producție în România. Bun, deci pe domeniul ăsta lucrurile s-au rezolvat într-un fel, ca să spunem așa. Cei de la Agenția pentru Protecția Mediului au fost cei care au constatat și s-au dus acolo. De acolo încolo lucrurile nu au fost deloc în regulă și este de datoria noastră să spunem aceste lucruri, pentru că nu este în regulă ca niște oameni cu atribuții foarte clare să nu-și facă treaba. Și aici, din ce am văzut din conferința de presă a prefecturii de ieri, împreună cu câțiva membri din Comitetul Județean pentru Situații de Urgență, lucrurile încep să se clarifice unde rotițele n-au funcționat. Haideți să vă spun pe scurt istoria și, pe urmă, să încercăm să intrăm în amănunte. Deci, în noaptea de 12-3, dacă nu mă înșel, 13-4, s-a anunțat că miroase amoniac și sunt pești morți pe râul Bicaz. O echipă de la Agenția pentru Protecția Mediului, în frunte cu directorul, s-au dus direct acolo și au și constatat. Deci trebuie să închid niște lucruri ca să putem să ne înțelegem. Deci o echipă s-a deplasat acolo și iată ce a constatat, ne spune chiar directorul agenției respective.
de monitorizare a calității aerului. Pe drum am informat colegii de la Garda Națională de Mediu, Comisariatul Județean Neamț, respectiv sistemul de gospodărire a apelor și prefectul județului, despre o posibilă, un posibil accident ecologic. Noi având experiența unor alte evenimente când nu s-au confirmat. Prima oprire am făcut-o la păstrăvăriile din zona Cheița, cunoscut fiind faptul că alimentarea acestora se face din pârâul bicaz, iar păstrăvăriul este un indicator de luat în seamă atunci când e vorba de calitatea, sunt foarte sensibil la poluări. Înțeles că am constatat că în absolut toate bazinele mortalitatea piscicolă era de 100%. În păstrăvăria Cheița am luat legătura telefonic, de fapt cei de acolo mi-au făcut legătura cu administratorul, care mi-a spus că undeva în jurul orei 18 a început să manifeste fenomenul de mortalitate piscicolă și l-am întrebat de ce nu ne-a sesizat în momentul în care a constatat. A zis că nu ar trebui să îl considerăm ca pe el, ca fiind persoana care a făcut sesizarea. Noi ca instituții, ca autorități ale statului, oricum ne facem treaba. Ne oprim deocamdată aici, revenim, am folosit la valiera să audă mai tare de pe înregistrare. Deci să reținem un lucru, cei de la Garda de Mediu s-au dus acolo, au ajuns la păstrăvăria Cheița, unde toți peștii, spune domnul director al gărzii, erau morți în cele 5 bazine. 5 bazine cu pești morți. Neoficial vă pot spune că în momentul acesta se vorbește despre vreo 300 și ceva de kilograme care ar fi fost în cele 5 bazine. Lucru pe care probabil cineva îl și crede. Dar asta este o altă poveste. Problema numărul unu este că patronul de acolo nu a anunțat dezastru ecologic. Deci nu a anunțat. Fiecare firmă care are o autorizație de mediu este obligată în cazurile astea, cu atât mai mult cu cât ai păstră pentru comercializare, să anunți imediat lucrurile acestea, ca autoritățile să poată lua măsurile adecvate. Ați auzit ce a spus domnul director? Nu a fost anunțată autoritatea. Ei au venit acolo. Este interesant. Mergem mai departe. Am prelevat atât din amonte de combinatul Carpaciment, am prelevat de la țeava de evacuare, unde, spre surprinderea noastră, am găsit un autoturism cu personal din cadrul combinatului. Nu știm de ce, mai ales că țeava respectivă era în afara suprafeței combinatului. Nu știm care era motivul pentru care se aflau acolo. Mirosul de amoniac era extrem de puternic, era clar că există poluare, s-au prelevat probele. Le-am transportat după discuții cu șefa sistemului de gospodărire a apelor, le-am transportat la laboratorul sistemului de gospodărire a apelor, care este autorizat pentru efectuarea unor astfel de analize. Sunt concentrațiile despre care și domnul prefect și ceilalți colegi v-au informat. Erau extrem de mari. După ora 1, din nou a mers echipa să preleveze probe. Avem deja, am de la colegii de la sistemul de gospodărire a apelor, o situație cu modul în care a scăzut. Da, deci ați văzut, s-au dus, nici cei de la combinat n-au anunțat lucrul acesta. Deși nu se poate că spune că nu știau, din moment ce aveau o mașină în afara combinatului, la o gură de evacuare sau canalizare, cum spune domnul Rugan. Deci nici ei n-au anunțat, au omis să anunțe autoritățile despre această, hai să-i spunem, mini catastrofă ecologică, care putea să fie mult, mult, mult mai mare. Acum, ce ne-au comunicat cei de la Carpaciment, nu nouă, ci autorităților? Că un șofer bulgar cu o mașină care a adus amoniac a pus într-un
rezervor amoniac și au mai rămas 5 tone pe care nu le-a mai putut goli și atunci le-a dat în canalizare. Întrebarea simplă este cât de accesibilă este o gură de canalizare în interiorul Carpat Sement. Adică oricine se poate duce acolo, se cuplează la gura de canalizare și deversează ce vrea el. Este greu de crezut că lucrul acesta s-a întâmplat fără ca cineva din combinat să vadă și să sesizeze aceste întâmplări. Bun. De aici încolo încep problemele. Avem amoniacul pe apă, se dă drumul la apă controlat din barajele de pe din zonă ca amoniacul să fie spălat și diluat. În tot acest timp, nimeni dintre autorități, și aici ne referim la cei care au atribuții directe în acest sens, nu s-a gândit să facă ceva ca la Cheița să se întrerupă activitatea pe o perioadă, oficial să se întrerupă activitatea pe o perioadă de timp, pentru ca să fie curățate bazinele, să nu se facă activitate, să existe siguranța că peștele care a fost deja atins de amoniac nu ajunge pe vasa oamenilor. Pentru că în ziua respectivă, toată ziua acolo s-a servit pește. Au apărut două facturi cu pește cumpărat de undeva, de la Bicaz, de la o altă societate, care ci că acela s-ar fi consumat. Problema este că în bazinul în care, de unde scoteau oamenii peștele, și noi avem imagini luate în ziua respectivă, dacă o să reușesc să și le dau fără sunet. Deci în bazinul din care se scoteau peștele, apăreau și pești morți. Explicația științifică care ni s-a dat a fost că peștii cumpărați erau ținuți într-o mașină, într-un rezervor, o mașină specială de transportat. În mașină era o căldură mare, destul de mare, și în momentul când îi puneau în bazin, în apa rece, peștii amorțeau. Poate și mureau, nu se știe. Asta este explicația oficială. De ce nimeni nu a închis activitatea, am întrebat ieri în conferința de presă de la prefectură. N-am primit un răspuns. Singurul răspuns așa primit a fost că autoritatea locală trebuia să ia măsuri, să închidă activitatea. Greu de crezut că o primărie putea să ducă să închidă activitatea în condițiile în care au fost acolo oameni de la Garda de Mediu, de la DSVSA și din altă parte, care s-au mulțumit să consemneze că s-a adus niște pește și că totul este în regulă. Cum unitatea respectivă este autorizată să funcționeze ca unitate de alimentație publică unde mănâncă, hai să nu spunem sute de oameni, dar cel puțin zeci de oameni zilnic, e destul de ciudat. Mai ales că nu sunt condiții pentru așa ceva. Față de alte locuri din zonă unde trebuie să te duci ca să obții o autorizație, trebuie să ai de toate, aici lucrurile sunt mai lejere. Din ce motive știu autoritățile. Nimeni nu ne-a spus dacă peștii din bazinele respective au fost luați toți sau nu. Nimeni nu ne-a spus dacă peștii care erau în bazine în aceeași zi sunt cei aduși de la Bicaz sau nu. Acum se fac cercetări care s-ar putea să genereze, sunt cercetări penale din câte am înțeles, s-ar putea să genereze niște dosare,
odată pentru omisiunea anunțării autorităților, pentru cei de la Carpați, mai probabil și pentru cei de la Cheița. La Cheița se face o cercetare mai amplă împreună cu ANAF-ul, care are în vedere și aspectele economice ale societății, de aprovizionare, de hrana pe care o dădeau peștilor, etc. Și lucrurile se îndreaptă spre o, să-i spunem, normalitate, deși n-a fost deloc normal cum s-a acționat. Ci că primarii au fost obligați să anunțe. Doamna primar de la Tașca a declarat pentru un coleg de la Antena 1 că pe ea n-a anunțat-o nimeni. Și asta a doua zi la ora 9. Ceilalți primari cu care am luat legătura, zic că da, am anunțat. Am anunțat. Foarte ciudat și faptul că acel comunicat pentru presă a ajuns foarte târziu. Deci oamenii nu au avut de unde să se informeze până nu a apărut comunicatul prefecturii. Nu că presa ar fi un mijloc de informare. Mult mai interesante sunt Facebook-urile, dar probabil că nici pe Facebook n-a fost nimeni informat. Acestea fiind zise, să ne întoarcem un pic la eroul principal al conferinței de presă de ieri, domnul Eftimie Petrariu, care a fost amintit de prefect ca unul care nu și-a făcut treaba. Nu a informat autoritățile, nu a sesizat instituțiile abilitate să cu o plângere penală pentru încălcarea legii. Domnul Eftimie Petrariu va fi evaluat de propriul ministru și probabil că nu se va bucura de un sprijin foarte tare din partea prefecturii. Cu atât mai mult cu cât se pare că domnia sa a fost protagonistul unei întâmplări extrem de ciudate chiar în sâmbăta dinaintea Paștelui, când ar fi dat, asta luați-o cu titlul de informație semi-oficială, când ar fi dat alarma că în zona Pângărați avem o catastrofă ecologică, că o pungă cu oarece, nu se știe ce, ar fi dus la infestarea zonei și moartea mai multor pești. El a anunțat superiorii, cei de la București s-au sesizat și ei, până la urmă totul s-a dovedit a fi un fel de fâs, nu s-a găsit nimic acolo. De aceea, în momentul, probabil în momentul în care a anunțat peste câteva zile că avem o altă problemă ecologică, nu prea a mai fost luat în serios. Aici este o problemă care ține probabil de competențe, ține de modul în care o instituție, Garda de Mediu, își face treaba cu adevărat, pentru că sunt o mulțime de sesizări pe care chiar și noi le-am făcut și toate s-au terminat cam la fel. Avertisment, punere în vedere să refacă și totul s-a terminat cu câte un buldozer care acoperea gunoaiele. Și se mergea mai departe, pentru că nu e așa, suntem o țară care ne raportăm la normele Uniunii Europene. Astea sunt lucrurile legate de respectiva problemă. Mai avem însă și o știre dată în această dimineață de Mesagerul de Neamț, o știre care iarăși nu e de bun augur pentru județ, pentru economia județului. Salmonela la o fermă de păsări din Dumbrava Roșie, peste 12.000 de găini vor fi sigur sacrificate. E vorba de două hale de păsări ale unei societăți, Moroșanu Prest. Obiectul principal de activitate este creșterea acestor păsări și producerea de ouă pentru consum. DSVSA-ul are confirmat focarul de salmonela de pe data de 29 aprilie. Astăzi am primit comunicatul, de fapt am văzut comunicatul de presă și între timp se fac toate diligențele pentru ca focarul să fie
închis. Probabil că se vor face și analize în jur, în arealul firmei, pentru că nu e singura crescătorie de păsări din zonă. Sperăm să nu ajungem să avem și alte surprize. Cam așa stau lucrurile, oameni buni, imediat după sărbătorile de Paște. Am avut o dovadă de cum nu trebuie să acționeze unele instituții în momentul de criză și aici vedem ce măsuri se vor lua. Și am mai avut și o bucurie în perioada asta, unii dintre pietreni, nu toți, pe criterii care probabil țin de modul în care anumite zone ale orașului s-au raportat la alegeri, la noua conducere a primăriei. Deci, nemțenii au primit în cutiile poștale un plic cu două lucruri în el. Pe un format A4, o caricatură, spun eu, nereușită, din păcate, a primarului Carabelea. Pe verso, niște promisiuni scrise de o echipă de comunicare care cu greu ar primi nu nota de trecere, ci jumătatea notei de trecere la o școală. Nu vorbim de calitatea artistică a caricaturii respective, nu e cazul, caricatura rămâne caricatură, de aceea probabil a simțit și primarul nevoia să spună sunt Andrei Carabelea acolo ca să știe lumea despre cine este vorba, să nu creadă că e altceva. Și lângă această foaie A4, o chestiuță, un flyer mic, în care ni se vorbea despre noul regulament privind gunoaiele în oraș și de ce trebuie să fim un oraș civilizat. Până la urmă, asemenea lucruri le-a făcut și Dragoș Chitic. Numai că, surpriză, cel puțin pe ce știu, ce știm noi, majoritatea nu au fost făcute din bani publici. Asta a fost făcută din bani publici și nu puțini. Nu puțini. Ceea ce ne face să ne întrebăm dacă domnul primar Carabelea este uituc sau pur și simplu nu-i pasă în primii doi ani de mandat despre ce se scrie despre el, ce se comentează, pentru că o minte luminată i-a spus, domnule, primii doi ani nu contează, faci ce vrei, cum vrei tu, ultimii doi ani contează. Nu este așa, domnule primar, contează. Contează că dacă ți-ai dat cuvântul că nu-ți vei face imagine pe bani publici să te ții de cuvânt, pentru că la vârsta dumneavoastră a te ține de cuvânt ar trebui să fie un lucru extrem de important. Contează pentru că cei 7.000 și ceva de oameni care v-au votat, o minoritate, e adevărat, în orașul acesta, încă au încredere în dumneavoastră, o parte dintre ei. Are încredere în dumneavoastră și partidul care v-a promovat, ca să spunem așa, la modul obligat și v-a susținut în această campanie ca să ajungeți în această onorantă funcție. V-a susținut să ajungeți în această onorantă funcție ca să arătați că s-a schimbat ceva în bine, nu în rău. Adică să-ți faci imagine, dar nu pe banii instituției. Asta e situația. Mai aveți timp, încă vreo 3 ani și ceva, să ne demonstrați că lucrurile s-au schimbat cu adevărat. Că nu mai puneți politruci în fruntea societăților comerciale ale primăriei, că faceți reorganizarea acestora pe bune și că sunteți capabili împreună cu echipa să comunicați cu populația altfel decât se întâmpla până acum. Cam acestea sunt lucrurile pe care vi le-am spus la o revenire neanunțată cu emisiunea după o pauză destul de lungă. Vreau să vă spun că, ca o noutate, veți avea aproape zilnic o nouă rubrică, știrea de la ora 13, care în general va fi o știre video, cu lucruri care se întâmplă în oraș,
Mulțumim tuturor celor care s-au uitat pe știrea de ieri, care a fost pusă fără niciun fel de promovare și oamenii s-au uitat pentru că e un lucru important într-o comunitate să ai zonele centrale cât de cât civilizate, zone mai ales în care s-ar putea face sport și s-ar putea face mișcare. Din păcate, acolo este o paragină prelungită. Din ce motive ați văzut și în știre. Și, din păcate, veștile bune nu vin. Nu vin deloc. Nu vin deloc și asta nu face decât să ne pună întrebări cu privire la calitatea celor care ne conduc. Haideți totuși să încheiem și cu o veste bună pentru cei care cred în vaccinare. O inițiativă a DSP Neamț, aceea de a face vaccinare fără programare în 3 centre din județ, a avut mare succes ieri, în prima zi. Deci 245 de persoane s-au înscris la centru de la Piatra Neamț, 185 la Roman și 54 la Târgu Neamț. Ceea ce, având în vedere ritmul de vaccinare, chiar este un succes, pentru că până la ora de dimineață, oamenii care erau înscriși pe liste s-au dus să vaccineze. Vorbim de oameni care s-au înscris după o anumită oră. Să vedem cum va merge treaba, poate scăpăm încet încet de restricții, poate ne însănătoșim din punct de vedere medical, dar și din punctul de vedere al administrației, al politicii, unde boala, să știți, nu are, din păcate, vaccin. Nici Pfizer, nici Moderna, nici AstraZeneca. Pot să vaccinez politicienii cu orice. Se pare că nu se prinde. Rămân cu aceleași năravuri, sunt promovați aceiași indivizi. Nu vreau să folosesc cuvinte urâte, dar îmi venea cuvântul semidoct, nu. Analfabeți funcționali, din toate punctele de vedere, majoritatea dintre ei. Ne oprim aici. Vă dorim o zi frumoasă. Astăzi, ci că va fi bine, din punct de vedere al climei. Să sperăm că așa va fi. Pe cât posibil, urmăriți presa, pentru că încă se mai dau știri și faceți selecția dumneavoastră, că așa este cel mai bine. Să ne vedem cu bine mâine dimineață, la cafeaua de dimineață, când, nu uitați, așteptăm să vină cineva de la primărie, pentru că e vineri și noi așteptăm. Oricine vine este binevenit, discutăm pe orice subiect legat de primărie și de viața noastră din comunitate. La revedere, numai bine!